Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca George Lamine Lidon. Manifestarea de astăzi stă sub semnul unei lansări de carte. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă spun câteva din conotații acestei zile de 1 septembrie, o zi cu profunde rezonanțe creștine. Este începutul anului bisericesc, spre deosebire de anul civil care începe la 1 ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, mai mult astfel începerea activității publice a Mântuitorului, atunci când a citit în sinagogă cuvintele prorocului Isaia. Începutul anului nou bisericesc a fost datat de întâiul sinod de la Nicea, din anul 325, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul evreilor, găsind tuturor anul binetrecut Domnului. Așa cum la Revelion spunem la mulți ani, pe 1 septembrie spunem anul binetrecut Domnului. Tot pe 1 septembrie este ziua în care a murit scriitorul român Liviu Reveanu, membru al Academiei Române, ziua în care a murit scriitorul francez François Mauriac, un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1952, tot pe 1 noiembrie a murit medicul român, specialist în chirurgie pediatrică Alexandru Pesamosca, și s-a născut folcloristul și etnograful român, membru al Academiei Române, Simeon Flore Marian. Motivul pentru care v-am invitat să fiți astăzi alături de noi este acela de a descifra o problemă, problema minții. O carte apărută în limba engleză, The Matter of Mind, care astăzi are o versiune în limba română, grație doamnei Amelia Schumer, o prietenă recentă. Dar înainte de a-i invita să vorbească despre carte, o să-l rog pe domnul Laurențiu Lan Leureanu, primarul de Roma, să vă prezinte salutul domnii sale. Da, să rămână, bună ziua tuturor! Nu, pot vorbi fără microfon. Este prima acțiune, să spunem, mai mare care se desfășoară în casa George Radu Melidon, Biblioteca Municipală, de la deschidere, de la inaugurare. Și salutăm această activitate. Dacă tot se puncta despre ceea ce înseamnă ziua de astăzi, începerea anului bisericesc, să anunțăm că 1 septembrie este și începerea anului de învățământ. De asemenea, și urăm succes tuturor celor care lucrează pe altarul învățământului, făuresc destine, clădesc suflete și salutăm activitatea de astăzi. O activitate care vine în prelungirea a ceea ce am promovat în luna august, Târgul de Gustar, împreună cu Zilele Diasporei. O activitate care a surprins mai multe activități legate de un târg tradițional, legate de un spectacol de muzică românească, populară, ușoară, dansuri tradiționale, întâlniri cu cei din diasporă și mă bucur că am acesta la întâlnirea de diasporă. Am avut romașcani care vețuiesc în diferite părți și din Italia, și din Spania, și din Norvegia, și din Coreea, din Ucraina, oameni Germania, care au venit și cu care am stat de vorbă. De asemenea, am avut o întâlnire și cu oameni de afaceri romașcani, care și-au desfășurat propria afacere dincolo de hotarele țării și cu care sigur că încercăm colaborări frumoase. Salutăm activitatea de astăzi. Iată, avem două experiențe. Una trăită aproape de izvoarele românismului în Italia, de acolo de unde se spune că ne tragem de la râm cu toții, dar să vedem acel râm în ce conotație istorică se prezintă. Dar evident avem o relație sangvinică, dacă vreți, cu partea aceasta a Europei și una de peste ocean, înțeleg, de pe coasta de vest a Statelor Unite. Lumi diferite, culturi diferite care își dau mâna și se întâlnesc pe o platformă, dacă vreți, de activități culturale, de artă, care până la urmă fac din acest mare ocean
dacă există această foarte frumoasă colaborare și mână întinsă, o lingură de apă. Salutăm așadar această activitate, ne bucurăm și credem că ea poate fi extinsă. Întotdeauna când se vorbește despre minte, este o provocare, pentru că foarte mulți consideră că o au, doar alții consideră în ce măsură o avem, dar important e că de fiecare dată trebuie să o cultivăm ca să simțim că putem, cu ajutorul ei, să facem lucruri frumoase și bune. În primul rând, pentru familie, pentru fiecare dintre noi, dar și pentru toți cei din jur. Așadar, încă o dată salut activitatea aceasta, vă spun bun venit, sperăm că această colaborare să se extindă și Dumnezeu să ajute ca lucruri frumoase de acestea tot să se nască oriunde în lume, dar să înflorească la roman. Bun venit și o după amiază frumoasă tuturor! Doar câteva minute vreau să vă mai rețin înainte de a începe recenția propriu-zisă a cărții și să vă spun câteva cuvinte despre doi oameni cu un destin împlinit. Domniile lor ne dau prilejul să vorbim astăzi despre curaj, perseverență și generozitate. Se spune că Alexandru cel Mare, atunci când trebuia să mute tezaurul regesc, a fost un soldat să încarce pe umerii unui asin saci cu lucrurile de preț. Lucru pe care soldatul a și făcut, numai că de-a lungul drumului i-a fost milă de bietul asin și a luat pe proprii umeri o parte din povara de pe spinarea asinului. Alexandru cel Mare a văzut și i-a spus așa: saci pe care din milă i-ai ridicat de pe spinarea asinului, ai tăi să fie. Ești vrednic să-i primești. Aceste comori regești le primesc doar oamenii generoși. Iată cum, după ani de zile petrecuți departe de locurile natale, domniile lor au ales să se întoarcă acasă, contrazicând oarecum celebru citat latin Ubi bene, ibi patria. Acolo unde mi-e bine, acolo din patria. Acest lucru nu s-a dovedit și în cazul doamnei Camelia Schumer, nici în cazul domnului Iulian Arcadi Trofin. S-au întors așadar acasă, pentru că, așa cum spunea Octavian Paler într-un interviu, a fost întrebat cum de nu a rămas în străinătate în vremea prigoanei comuniste și a răspuns foarte categoric. Patria e una, restul sunt țări. Și ca să o citesc pe doamna Camila Schumer, spunea: am umblat prin toată lumea, dar doresc ca tot ceea ce este frumos și bun să fie și la mine acasă, în România. Iar domnul Iulian Trofin, tot într-un interviu, spunea că nenumăratele sale proiecte internaționale pentru copii care au avut prilejul să cânte pe scenele lumii, au demonstrat că și România are copii talentați, construind astfel un pod de spirit între țara noastră și celelalte state ale Europei. Ne mulțumim că au ales să ne fie astfel parteneri. Sper că acesta este începutul unei lungi și frumoase colaborări. Ce privește cartea care ne-a fost astăzi adusă spre lansare, am invitat pe domnul doctor Dan Vlad Filimon să facă acest lucru. Cu permisiunea dumneavoastră, vă voi prezenta câteva repere din biografia domniei sale. Este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, medic primar, doctor în științe medicale, vicepreședinte al Asociației Române de Acupunctură, reprezentant pentru România din anul 2007, desemnat de Institutul Internațional de Medicină Chineză și Acupunctură de la Beijing, este membru al Societății Franceze de Acupunctură, lector acreditat de Ministerul Sănătății pentru Programul Național de Pregătire în Acupunctură, este de asemenea consilier științific al companiei Eden Line din Iași. Domnia sa are și câteva publicații în cursiunea în acupunctură, tratamente cu un singur ac, și numărul de aur în morfologia și fiziologia sistemelor vii. Este
Este o carte care se regăsește și în bibliotecile noastre și o să rog pe domnul doctor la finalul activității să ne dea un autograf, pentru că această carte să plece la fondul special scriitor nemțeni, cărți cu autograf. Acestea fiind spuse, îl rog acum pe domnul doctor să ne dea măcar o soluție la problema minții, numai că îl avertizez în dreapta dumneavoastră în profesor de matematică. Atenție la soluție! Dacă mă auziți fără microfon, aș prefera să vorbesc astfel. În primul rând îmi face plăcere să salut. Nu știu dacă dincolo se aude. Se aude? Nu, nu. Nu se aude, nu? Îmi face plăcere să constat că cei pe care îi am oarecum oaspeți se disting prin intelectualitatea fizionomiilor, mai rar, așa, o colecție admirabilă de persoane care, în mod vădit, sunt cultivate. Vă mulțumesc pentru bunăvoința pe care o manifestați de a veni să îmi prilejuiți procesul acesta de transfer de opinii. Nu voi face o recenzie a cărții, pentru că nu ar fi interesant să fac recenzii cărților. Vreau doar să ridic câteva probleme care s-ar putea să vă trezească curiozitatea de a oferi intervale de timp mai lungi meditație. Meditație în sensul de a zăbovi noi, cu noi înșine, intervale de timp rezonabil de lungi, în așa fel încât la întrebările și curiozitățile pe care le avem, să credem că am găsit și soluții. Tematica acestei cărți, care se numește Problema Minții, care este o carte cu totul specială datorită faptului că ea ne parvine nu de la un autor în carne și oase, ci de la un canal, channel, de la un canal care face legătura între noi ca spațiu imanent și un maestru ascensionat de multă vreme, pe numele lui Dualcul, din altă dimensiune. Cred că deja lucrurile încep să capete un aspect magic. De fapt, aceasta îmi și doresc, să încerc să descifrez și eu, odată cu dumneavoastră, cât este magie, cât este realitate, cât este posibilitate în problema minții. Pentru că nu e vorba de o minte care se pricepe la română, la matematică, la fizică sau la agronomie, ci e vorba de altfel de minte, așa cum mă voi ocupa să o descriu în continuare. Problema minții, așa cum este prezentată în această carte, care prin amabilitatea bunei mele prietene aici de față, Camilia Schwimmer, capătă o versiune excelentă și în limba română, e o problemă care mă preocupă de foarte multă vreme, dar am constatat de-a lungul timpului că nu e o preocupare particulară a mea. Toată lumea vrea să știe cine este, de ce se găsește în această zonă, în spațiu acesta care se învecinează cu transcendența, din ce cauză niciodată nu putem afla motivul pentru care anumite lucruri se petrec conform unui anumit curs, din ce cauză există coincidențe, din ce cauză există soluții neașteptate la probleme și așa mai departe. Perioada în care această curiozitate mi-a fost trezită a început în anul 1 al Facultății de Medicină de la Iași. Eram în primele zile când trebuia să facem cunoștință cu cadavrele. Întâi ne-am familiarizat cu oasele, în cadrul capitolului de studiu numit osteologie, urmat apoi de anatomia propriu-zisă, care se ocupa de studiul corpului fizic. Pentru că în această carte este vorba de mai multe corpuri. Este vorba de corpul fizic, așa cum îl învățam noi ca studenți, dar
autorii ne propun și alte puncte de vedere despre structura corpului pe care îl cunoaștem. Se spune și fiziologia de astăzi, din fericire chiar începând cu șefa Catedrei de Fiziologie de la Iași, spun că mai există niște corpuri inefabile, greu de sesizat, în afara corpului fizic. Ar fi vorba de un corp emoțional, ar mai fi vorba de încă un corp mental și unul spiritual, iar după alte științe ar fi chiar 7, 9 sau mai multe corpuri. Voi încerca să mă rezum la cât mai puține corpuri ca să nu fac o salată din această problemă. În perioada în care aflasem pe diferite canale despre existența și a altor corpuri în afară de corpul fizic, mi s-a produs un declic ciudat în minte, pentru că eu fusem instruit în perioada aceea, anilor 60 și 70 și așa mai departe, în ceea ce înseamnă materialism. Tot ce nu ținea de materialitate, de pipăibil, de demonstrabil, de cauzabil și așa mai departe, era numit obscurantism. Și obscurantismul acesta privea, în primul rând, comportamentele religioase, care, în mediul rural românesc din epocă, se manifesta extraordinar de pregnant. De altfel, eu constat că și astăzi mediul rural este mult mai contaminat de religiozitate, nu spun de misticism, decât mediul urban. În mediul urban, lucrurile sunt luate ca atare. Am de făcut o afacere, trebuie să câștig atâta, dedic atâta timp, efortul meu costă așa mai departe. Încercând să aflu detalii despre structurile imateriale, despre corpul emoțional, despre corpul mental, despre corpul spiritual, sigur că profesorii noștri de materialism științific ne făceau recomandări mai mult sau mai puțin gentile de a abandona acest capitol care nu e compatibil nici cu doctrina Partidului Comunist Român, nu e compatibil nici cu pregătirea intelectuală pe care trebuie să o aibă un student la medicină. Deci, problema mistico-religioasă devine o temă cu caracter de conspirație. Trebuia să găsim anumite medii și anumiți interlocutori cu care să putem aborda problema aceasta a complexității structurii corpului omenesc. În problema aceasta a minții, așa cum o descrie canalul care se numește Kathleen Kingdom, în problema minții, face o descriere destul de sumară, dar extrem de precisă, a corpului omenesc. Așa cum v-am spus, el denumește, ei, autorii denumesc, și consideră că există cele patru structuri speciale. Dacă problema fizicului nu pune niciun fel de dificultate în a înțelege ce se întâmplă cu noi, în momentul în care începem să gândim și nu știm de unde ne vin gândurile, deja trăim o stare de schizoidism. Și acest coșmar schizoidic îl trăiam în momentul în care a plecat deasupra cadavrului, îmi dădeam seama că stau în fața unui vehicul care a purtat cândva o forță, o forță, să zicem, vitală, care a determinat ca acea persoană să aibă pasiuni, să aibă dorințe, să aibă recursii, să fie un mincinos, să fie un om al dreptății, să fie un mistic sau să fie un ateu. Și această formă de schizoidie, de împărțire a modului în care trebuia să concep eu structura mea însă, pentru că, în fond și la urma urmei, eu m-am dus la facultatea de medicină nu neapărat pentru că doream să fiu medic, ci datorită faptului că interesul meu era
programat de intenția de a înțelege ce se întâmplă cu mine. Probabil că este, era vorba de un fel de predestinare. Nu mă interesa succesul profesional, de care până la urmă a dat Dumnezeu și m-am și bucurat cu prisosință, cât mă interesa să văd ce mi se întâmplă mie. De altfel, cu toții avem o stare de anxietate funciară. Această anxietate funciară este legată de iminența morții. Vedem moarte în jurul nostru, începând cu pala de iarbă cosită și terminând cu mama pe care o conduci pe ultimul drum. În consecință, este logic că dacă a murit și A și B și C și N și așa mai departe, îți va veni și ție rândul. Ce se întâmplă cu tine după aceea? Pentru atei e simplu. Ei spun că există o singură formă de manifestare a vieții și acea formă de manifestare nu este nimic altceva decât viața aceasta, care se reduce la capacitatea noastră de a stoarce ca pe o lămâie tot ce poate să-ți dea viața. În consecință, poți să calci și pe cadavre pentru a-ți atinge scopul, pentru a te bucura din plin de toate cele pe care ți le dă materia. Bine, bine. Materia îți dă cu vârf și îndesat. În funcție de cât de lipsiți de bun simț, reușești să fii. Chestiunea este că, la un moment dat, e ceva care te răscolește în comportamentul tău. Adică minți, adică furi, adică înșeli. Dar nu te simți bine. Ar trebui să te simți de-a dreptul realizat și foarte fericit că ai reușit să iei din cele ce nu ți se cuvine. Dar de ce n-am liniște? De ce nu pot consuma bunurile pe care le-am rătit altuia? De ce nu m-a interesat că cel de la care am furat nu are ce să pună pe masa copiilor în ziua respectivă? De ce mă preocupă acest lucru? În fond, eu, din punct de vedere fiziologic, sunt perfect satisfăcut. Sătut, băut, îmbrăcat, încălzit, etc. E, problema aceasta este legată direct de un comportament efectiv uman. E vorba de etică. Se pare că epigenetica, o știință biologică extrem de nouă, demonstrează cu vârf și îndesat că, nerespectând legile etice, adică ale moralei, încalc pur și simplu structura mea genetică. Genomul meu este cel care creează morala mea. Iar morala nu este, așa cum spun materialiștii, o chestiune care ține doar de efectele unei instrucții adecvate. E o chestiune care este în concordanță și în armonie cu biologicul. Biologicul înseamnă ADN, nu? Este cartea vieții. Este codul în care sunt implicate toate datele în virtutea cărora mă dezvolt și funcționez. Pe acest considerent, am constatat în Problema Minții, scrisă de cei trei autori, că până la urmă și traducătorul este tot un autor, deși se spune despre traducător că este un adevărat trădător, în măsura în care este dispus să mistifice adevărul din lucrarea originală. Aici nu este cazul. Se ridică o problemă foarte interesantă. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți creștini, probabil sunt și câțiva iudaici din religia cărora se inspiră și se dezvoltă creștinismul. O fi și vreun musulman care are ca inspirație tot așa zisa carte sfântă. Dar găsim o noțiune extrem de asemănătoare în hinduism, în toate religiile mari și importante ale lumii, dar și în filozofie. Este vorba de treime. Creștinii spun acestei treime, spun Sfânta Treime, pentru că ar fi compusă din Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, un fel de interfață care pune în operă ceea ce convin cele două părți esențiale, care sunt Tatăl și Fiul. Dar eu am avut, prin relație extrem de intimă cu știința acupuncturii, cu această ramură a medicinii tradiționale chineze, prilejul să mă întâlnesc cu o filozofie extrem de interesantă, și anume taoismul.
a găsit răimea în taoism nu e o mare filozofie. Ce fac taoiștii când filozofează? Îi spun că totul pleacă de la Tao. Tao nu poate fi numit, nu poate fi povestit, nu poate fi mirosit, etc. Dar în Tao există absolut tot ce mă înconjoară. Tao este un gol. Este golul acela care poate da naștere tuturor lucrurilor. Dar cum a ajuns la toate lucrurile? De la nimic, de la golul taoist. Trecând prin două forme complementare de manifestare. O manifestare de tip yang și o manifestare de tip yin. Dacă vreți, o manifestare cu aspect și cu caractere feminine și complementarul aspectul cu caractere masculine. În felul acesta se desenează un fel de cristologie foarte materialistă, pentru că noi, până când nu a avut savantul Nickham, un englez care s-a ocupat de sinologie, de știința despre civilizația chineză, noi credeam că taoismul e o descriere foarte materialistă a structurilor intime a materiei. E bine, se pare, odată cu explicațiile pe care le găsește de cuvință al Anile Danican, că nu, este vorba de o structură foarte interesantă și anume de natură transcendentă. De acolo, din gol și din yin și yang, pleacă totul, pleacă întregul cosmos, se structurează în cele 10.000 de forme, cum spune taoismul, și ajunge în cele din urmă la ceea ce putem numi viață. Există un filozof român care a trăit și a murit la Paris, se numește Ștefanu Pascu. Ștefanu Pascu, foarte la îndemână, nu? Băiatul din vecinătatea județului Neamț, care se ocupă de această problematică a trăimii. El își denumește opera cea care este dedicată acestui gen de explorare, logica dinamică a contradictoriului. Dar contradictoriul nu este antitetic, este complementar, este aidoma lui yin și yang. Adică este aidoma unui magnet care are cei doi poli, pozitiv și negativ, nord și sud. E foarte interesant să vedem că nu poți realiza o unitate care există fără a nu avea cele două elemente componente de bază. Polii, în cazul magnetului, energia yin și yang, în cazul ființelor vii, și așa mai departe. Ștefanu Pașcu, simplificând foarte mult, spune în felul următor. Înainte de a exista lumea imanentă, adică cea în care noi ne dezvoltăm, existăm și trăim așa cum cunoaștem cu toții, înainte de chestia aceasta, trebuie să existe o colaborare în structurile antitetice. Altfel, nu poate să apară nici o stare de lucruri palpabilă. Domeniul din care pleacă acel gol, acel tau, acel nimic, multipotent, pluripotent, a toate puternic, cum îi zice noi lui Dumnezeu, întâi și întâi funcționează ca un pol pozitiv și unul negativ și iată că ajunge să constatăm că lucrurile se manifestă conform aproximativ descriere pe care o dăm cosmosului. Dar dacă ne restrângem dinspre cosmos, către lumea noastră și ajungem la nivelul planetei, vom constata că Pământul este format din, ca o sferă, având pe suprafața sa o crustă, care îi spunem litosferă. Pe această litosferă există o cantitate enormă de apă, care îi spunem hidrosferă. Peste acestea se desfășoară văzduhul, care îi spunem atmosferă. În aceste condiții, între manifestarea de tip teluric și cea de tip cosmic, se dezvoltă viața, care îi spunem biosferă. Și iată că, de circa 20 de ani,
s-a constatat că mai există încă o structură, această structură poartă numele de noosferă. Noosfera nu este nimic altceva decât rezultatul materiei cel mai complex organizate, care este reprezentată de creierul uman și care nu înseamnă nimic altceva decât cunoaștere. Noosfera este aidoma unui câmp energetic extrem de dens, de bogat, care conține toate cunoștințele, dacă vreți, totul despre întregul cosmos, iar creierele noastre, consider eu, că se manifestă asemenea unor senzori care circulă prin acest câmp, care are densități energetice diferite și sesizează anumite lucruri. Acele lucruri pe care le sesizăm cu ajutorul creierului nu sunt nimic altceva decât elemente cu o densitate energetică aparte pe care traductorul, pe care senzorul numit creier, o identifică ca un declic, ca o iluminare și așa mai departe. Ei, din momentul în care s-a recunoscut de către gânditori că există și funcționează cu adevărat această structură numită noosferă sau cunoaștere universală sau atotcunoaștere sau problema programatorului absolut a tot ce există în lume, din acel moment se ridică o întrebare. Ce se întâmplă cu creierul? Este cumva în stare să lucreze ca sistemul endocrin care produce hormoni? Și producția specifică creierului este cumva gândirea? Așa spun materialiștii. Este foarte interesant. Dar în același timp nu satisface fundamentul curiozității legitime a noastre de a gândi și altfel. Adică a gândi că, de fapt, cunoașterea universală reușește să agregheze în circuitele neuronale care compun creierele umane, în așa fel încât să nască gândirea. La ora actuală sunt două tabere, cum a fost întotdeauna de-a lungul istoriei, bătălia între materialiști și așa ziși idealiști sau spiritualiști, problemă care este bine și frumos dezvoltată în problema minții. Nu o să merg cu explicații și nu are rost să vă dau eu aceste explicații când le puteți consuma pe îndelete în liniștea pe care vă alegeți ca să vedeți cum se pune problema. Problema doar atât rezultă din ceea ce veți termina de citit, că un nousul universal, îndumnezeirea cosmică, mulțumesc, nu face nimic altceva decât să fertilizeze creierele. Și în funcție de numărul de neuroni care alcătuiesc niște rețele, niște încrengături speciale, niște căi speciale pe care, de-a lungul cărora circulă influxul nervos, va reuși să determine apariția anumitor idei, apariția anumitor soluții, apariția anumitor probleme care ne interesează. Teoria relativității și fizica cuantică sunt elemente de care se preocupă știința și care oferă, culmea, veți vedea, soluțiile cele mai potrivite pentru sau în sprijinul celor care susțin ideea că nous universal, conștiința universală, este cea care preexistă și care determină modul în care vor funcționa elementele individuale omenești. Mă refer la cele omenești pentru că, în plus față de cealaltă parte a regnului animal, creierul uman deține o calitate extraordinară și anume aceea de a se putea exprima. Oamenii se pot face înțeleși între ei datorită acestei calități extraordinare pe care o deține. În felul acesta, în creier, se susține că apare conștiința în creier ca traductor, iar mintea
nu este nici altceva decât unul dintre corpurile care fac parte din structura noastră ca indiviz, mintea fiind în principal de două feluri, una de tip esențial și aceea este mintea de inspirație sau în legătură cu ceea ce numim nous universal și mintea fizică. Deci, mintea joacă rolul de interfață, așa cum ne-am obișnuit la ora actuală cu această expresie, să o folosim atunci când vrem să ilustrăm faptul că ceva anume face o legătură între A și B. Este, mintea este un fel de și, dar cu două componente. Una cu afinitate către spirit și una cu afinitate către fizic. Fenomenul de channeling, în consecință, nu este un fenomen rar. Aș putea să spun că este un fenomen de-a dreptul banal. Channeling-ul este o chestiune care ne privește pe toți. Cu toții ne găsim în channeling. Toți facem legătura între transcendent și imanent. De ce? Pentru că noi avem acea minte care, pe de-o parte, este într-o afinitate de comunicare cu partea noastră spirituală, iar pe de cealaltă parte este în comunicare cu structura noastră fizică. Și atunci noi, de la gândire, la aplicația practică a gândului, nu facem nimic altceva decât să folosim instrumentul numit canal. Channel. Channeling. Acțiunea de a colporta printr-un canal niște noțiuni. Sigur că între noi există mari diferențe. Sunt persoane care sunt genial de talentate ca domnul Iulian Profi, ca muzician. Sunt alții extrem de bine dotați ca pictori, alții ca inginer, alții ca preoți și așa mai departe. Aceste diferențe pe care le constatăm nu sunt nimic altceva decât structura pe care o are creierul nostru de a fi capabil mai cu seamă într-un anumit domeniu să facă funcția de channeling, de transfer de informație, de utilitate între nousul universal și imanent. Problema channeling-ului este o problemă extrem de veche. Eu mă refer la ea tocmai datorită faptului că capătul canalului de aici, de pe pământ, este Catholic Kingdom, cea care transcrie comunicările pe care le dictează maestrul cu album. Dar peste timpurii revelate sunt foarte multe. Mi-am notat aici că e vorba de Upanishad, de la indien, de vede, de taoism la chinez, budism la indien, evului mediu, creștinism, islamism și așa mai departe. Iar mai recent s-a constatat că există o sumedenie de indivizi care au fost în stare să realizeze serviciile de channeling. La noi în țară o astfel de comunicări au fost promovate de HD-ul cu prilejul Crist al morții fiicei sale, cu care rămâne în contact și în comunicare și după dictările căreia el construiește la Câmpina un edificiu extraordinar de interesant și astfel conceput încât să faciliteze comunicările acestea. Dar sunt o sumedenie de alte persoane, cum ar fi în comunicare cu tot cu maestrul ascensionat Dualkin, Alice Bailey. Și de-a lungul timpului se pare că în Statele Unite au fost o sumedenie de indivizi, dacă nu americani, cel puțin, care s-au naturalizat americani și funcționează acolo, ca și canale. E interesant să vă atrag atenția asupra unui lucru. Spune Dwight King prin Catherine Kingdon. Voi, cei care sunteți născuți și viețuiți în partea occidentală a lumii, sunteți niște persoane care bine meritați
locul acesta care este mult mai bine securizat, mult mai bine organizat și unde se trăiește mult mai ușor decât în Africa, în Asia, la Polul Nord, în Groenlanda și așa mai departe. Bine meritați pentru că ați trăit conform eticii în alte vieți. Pentru că încă o problemă extrem de interesantă pe lângă trăimea, care vedem că este ubicuitară la toate religiile, este problema carnei, pe care, din păcate, din ordinul împăratului Constantin, a fost șteasă din drepturile la cunoașterea ale creștinului. Deci, în Ortodoxie se spune clar, nu există decât o viață, nu există reîncarnare. Ori, aceasta este o convenție, așa cum foarte multe convenții au apărut odată cu instituirea fiecarei religii acolo unde s-a instalat. Nu? În cazul Ortodoxiei Române avem o sumedenie de sărbători zise creștini, care nu sunt nimic altceva decât altoiuri pe sărbătorile păgâne ale dacilor din epocă. Iar dacii erau printre popoarele extrem de bine pregătite din punct de vedere spiritual. Nu o să fac nicio descriere acum despre ce bine, despre cele pe care le merită dacii a fi scoase în evidență, dar ei se bucurau atunci când mureau, pentru că cu fiecare moarte nu făceau nimic altceva decât să se îmbogățească suplimentar. Karma este o formă de a înțelege evoluția. Evoluția tuturor structurilor cosmice. În particular a celei care are loc pe Pământ. Evoluția înseamnă acumularea de experiență. Karma nu este nimic altceva decât trăirea de mii de ori, de mii de ori ne reîncarnăm, așa spun textele revelate, de mii de ori ne reîncarnăm și de fiecare dată acumulăm câte ceva, adăugăm câte ceva vechii noastre experiențe. Din cauza aceasta avem și niște dificultăți de a înțelege lucrurile, pentru că nimic din ceea ce trăim acum nu este trăire spontană, autentică. De ce? Pentru că noi permanent ne raportăm la experiențele pe care le-am avut. Trăim permanent întâi și întâi trecutul cu care comparăm ce se întâmplă în prezent. Comparând ce se întâmplă în prezent cu trecutul înseamnă că nu este autentic prezentul. Nefiind prezentul autentic, suntem într-o confuzie. Iar confuzia aceasta ne problematizează existența. Ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, la urma urmei, care este rolul nostru pe Pământ, și așa mai departe. Karma este o condiție extraordinar de importantă pentru progres. Fiindcă noi nu trebuie să facem și să înțelegem altceva decât că suntem parte, ca și creație, Creatorului. Deci suntem o parte cu drepturi și obligații. Deci nu numai cu drepturi. Nu numai să cerem prin rugăciune, dăm Doamne, ci să și contribuim la îndumnezeirea creației. Iar creația se îndumnezeiește în momentul în care spui probleme și în care, în urma cărora, nu faci nimic altceva decât să adaugi noi cunoștințe cât mai drepte și mai adecvate structurii cosmice. Vreau să îl pomenesc aici, deși nu este pomenit în carte, pe marele filozof Hegel, un admirabil gânditor care spune că obligația omului în baza faptului că este garnizit, dotat, cu creier, cu gândire, cu capacitate de a produce ceva, este de a fi copărtaș demn la îndumnezeirea creației. Dacă am mai avut niște probleme, niște confuzii legate cu ce trebuie să facem noi aici pe Pământ, dați-mi voie să vă declar, citând, bineînțeles, pe mulți care și-au dedicat cei mai prolifici ani ai vieții lor studiului despre înțelesurile nemirii omului, că noi trebuie să participăm în mod obligatoriu la îndumnezeirea creației. Altfel, rațiunea de a fi a omului este zero. Este nimic.
este nimic datorită faptului că nu contează cât de sătul ai fost de-a lungul vieții, în câte camere ai dormit de-a lungul vieții, câți bani ai avut în cont de-a lungul vieții, dacă nu realizezi că viața este un miracol la care suntem chemați să fim copărtași. Dar copărtășenia se face cu efort. Deci lenea intelectuală, lenea spirituală este cea mai condamnabilă puturoșenie umană. Ar trebui să ne gândim în fiecare dimineață cu recunoștință faptului că avem de trăit încă cel puțin o zi prilej cu care ne putem pune problema răscumpărării tuturor celorlalte greșeli ale noastre. Cât mai am? S-a terminat, da? Cu aceasta, cu recomandarea de a căuta calea spirituală, pentru că acesta este lucru care stă între noi și divinitate, calea spirituală, mișcarea minții noastre și rezolvarea problemei karme, doar atât vreau să vă mai spun că succesul în viață rămâne mai nimic, rămâne eventual de a fi citați după moarte în cronologii ca acestea, că astăzi s-a născut, atunci am venit și așa mai departe, dacă nu avem succes în moarte. Moartea trebuie să fie un act asumat, în mod conștient, cultivat și așa cum spun nenumărați gânditori, în fiecare moment să trăim ca și cum ar fi ultimul moment. Deci să îndumnezeim și moartea, pentru că prin moarte îndumnezeim propria noastră evoluție. În funcție de cât de pregătiți suntem să trecem în partea cealaltă a existenței, în funcție de cât de bine suntem pregătiți, așa vom continua karma noastră și rezolvarea problemei karmei de-a lungul întregului timp. Mă opresc aici ca să nu devin obositor, mulțumindu-vă pentru atenție și urându-vă succes în lectura problemei minții. La revedere! Analitică. Sunt sigură că mai erau multe de spus. Puteți să le exprimați în scris și le vom citi. Vreau să nu mai spun că manifestarea de astăzi este transmisă în direct de postul de televiziune Roma 24, transmisie realizată grație generozității familiei Ivona și Randu Toader, proprietarii locului de farmacie Santefar. Ne mulțumim încă o dată. Și cu permisiunea dumneavoastră, o să rog acum pe doamna profesor Violeta Lăcătușu, care a citit cartea, în scurtul timp pe care l-a avut, să ne împărtășească impresiile domnului sale. Bună ziua! Am avut puțin timp de citit această interesantă carte și vreau la început să fac unele observații privind literatura motivațională. Cărți de acest fel sunt foarte citite, titlurile sunt incitante, aici pe bună dreptate, mă voi referi și la alte cărți, așa că să nu fiți alertați. La puține alte cărți, astea de liniștirea dumneavoastră, deci sunt foarte citite. De ce spun literatură motivațională? Pentru că vor să vină în sprijinul nostru, în sprijinul dezvoltării minții noastre. Foarte multe cărți apărute spun că nu doresc altceva decât iluminarea. Cum se realizează această iluminare? Prin transmiterea unor voci. Mi-amintesc, apropo, chiar mi-am amintit acum când dumneavoastră vorbeați de acel canal de transmitere, este o carte rampa în care autorul sau autoarea pretinde că aude vocea lui Hristos și transcrie tot ceea ce îi spune. Lucruri interesante, lucruri care
ne motivează, mai ales că începe așa, vă chem la această carte ca să deveniți extraordinar. Oricine nu vrea să devină extraordinar. Desigur că până la urmă se lansează în a relua idei cunoscute în toate celelalte cărți, pentru că ideile acestea sunt vehiculate de foarte mult timp. Și o să vedeți că foarte multe au rădăcina adâncă în învățătura lui Iisus Hristos, care a spus, veți înțelege cuvintele mele, vor trece 1000 de ani și încă 1000 de ani până veți înțelege cuvintele mele. Dacă Ramda pretinde că este Dumnezeul hindu, că numele vine în poporul lui străvechi, așa semnă Ramda, înseamnă Dumnezeu. În introducerea cărții am recunoscut, bineînțeles, idei luate din interesantele tăblițe de smarald pe care cred că le-ați parcurs. Acum la modă este Osho. Ați auzit pe toate canalele despre Osho, despre cărțile lui. Nu mă opresc, nu fac o prezentare acestor cărți. Dar acest Osho, bineînțeles că este lăudat de un ziar din Londra, pentru că este considerat unul dintre cei 1000 de creatori ai secolului 21. El afirmă la un moment dat, bineînțeles că urmărește și el înălțarea noastră spirituală și iluminarea noastră, afirmă că deja creștinismul este mort, hinduismul este mort, islamismul este mort, și că contează doar acea religie al cărei maestru e în viață. Că cei care intră în biserică sunt niște lași, el este un curajos, voi toți care mă urmați sunteți niște curajoși, copiii voștri mă vor omagia, dar deja nu vor mai fi curajoși. Citind această frază, a fost aproape un citat, nicio parafrazare, nicio amintire vagă, aproape un citat. Așa, mi-am amintit de tata, tata știe tot, tata scuică tot. Apoi, bineînțeles, că sunt niște sfaturi foarte bune privind moralitatea noastră și, în final, suntem invitați să participăm la centru de iluminare care se află în apropierea unui oraș din India și ne pune la dispoziție hoteluri luxoase ca să stăm acolo, să ne iluminăm, pentru că el vrea să creeze un om superior celor postulați de mieci, un om care se va numi Zorba Buddha. Zorba Buddha, bineînțeles că lecțiile de iluminare vor consta în dansuri, în veselie și apoi în meditații, mai ales în nopțile cu lună plină. Nu înseamnă că nu sunt și idei, v-am spus, foarte interesante și foarte bune privind ținuta noastră morală, privind faptul că noi suntem, trebuie să intrăm în colaborare și să avem compasiune pentru toți cei din jurul nostru. Cartea prezentată astăzi este foarte interesantă, bineînțeles că se pornește, face o distinție clară între mintea yogoului, cum ați arătat foarte frumos dumneavoastră, domnule doctor, între mintea egoului și mintea esență, mintea esențială, cele trei corpuri amintite, fizic, emoțional și mental, sigur că aparțin egoului, și mintea esenței, corpul spiritual, ne vorbește despre mintea esenței, care generează, de fapt, și patronează corpul spiritual. Ei, acum despre apariția acestui ego. Ego-ul este văzut ca un generator al tuturor relelor, pentru că așa este niciodată. Ego-ul, mintea, are rădăcinile în acest ego, care ne face să nu credem, să credem în separare. O să vă spun și de separare acum, în separare. Deci, noi ne credem separați de toți ceilalți, ne credem în niște indivizi superiori fiecare în ținea noastră și care trebuie să manifestăm din când în când compasiune pentru ceilalți, dar să avem în vedere interesele noastre. Se spune în această carte că în Occident este hiperbolizat ego-ul într-o societate consumistă. Se spune probabil pe bună dreptate. Desigur că această perspectivă este și la noi.
Se vorbește de karma, trecerea din viață în viață. Mintea are rătăcirile în karmă, care minte? Mintea cea numită esențială. Și noi, pentru a avansa spiritual, trebuie să ne eliberăm de karma. Ce ar fi karma? Legea cauzei și a efectului. Pe de o parte, proiectarea trecutului, cum ați arătat, proiectarea trecutului în prezent. De aceea noi putem explica unele ieșiri, unele gânduri care ne vin așa odată, ele fiind o reacție a proiectării trecutului. Iar și cum să ne eliberăm de karmă? Prin iluminare. Mi-a plăcut foarte mult că în această carte foarte multe pagini sunt dedicate devenirii noastre spirituale, îmbunătățirii caracterului, a modului de a privi lumea. Toți o să găsiți această idee în toate cărțile. Felul cum privești tu lumea, așa te privește lumea pe tine. De asemenea, scopul cărții este iluminarea. Cum să obține această iluminare? Am spus prin renunțarea sau prin eliberarea de karmă. Dar mai cum? Pentru a recunoaște, a nu recunoaște separarea. Apropo de acest concept care apare într-o pagină sau mai multe pagini separare, ne-am amintit de Cartea de Miracole, unde se spune că separarea s-a făcut în Rai atunci când Adam și Eva au considerat că sunt separați unul de altul sau separat de, deja de Dumnezeu, de separarea de Divin. Desigur, noi trebuie să descoperim esența noastră cristică. Avem această esență cristică. Nu în viziunea în care Ramta, de exemplu, spune toți suntem niște Dumnezei, nu trebuie să confundăm sursa, spune Cartea Miracolelor, sursa cu proiecțiile ei. Noi trebuie să ne iluminăm, avem compasiune pentru toți, prin gânduri altruiste și de asemenea să considerăm că facem parte din acel tot. Apropo de fizica cuantică la care se face referire aici, vedeți dumneavoastră ce înseamnă intuițiile celor care au trăit cu milenii înainte, care considerau că existența acelui tot din care face parte cu toții. Fizicianul, cred că așa se pronunță, ne vorbește despre universul înfășurat, universul desfășurat, adică transcendent, imanent, și ne spune că, de fapt, conștiințele, la nivelurile subtile, sunt una. De ce? Pentru că în transcendență este esența. Mi-am amintesc aici de arhetipurile lui Platon, nu? Așa, acolo este universul acesta transcendent la care nu putem ajunge, generează un fel de apendice care trec în materie. Materia aceasta este o continuare, acel continuu spațiu-timp despre care vorbea Einstein, și intrarea noastră în materialitate ne face să credem că suntem separați de cine? De totul, de substanța, de această curgere energetică continuă. Ca să fiu mai clar, și am amintit cam exact fraza. Deci, uitați-vă știința de astăzi, știința cuantică, comparați-o cu miturile sau credințele de altă dată. Găsesc această carte foarte interesantă și, apropo de traducătoare, am remarcat acuratețea stilului, eleganța, simplitatea, o stăpânire foarte bună a limbii și încercarea de a da problemelor ridicate limpezime și profunzime. Acum, să citim sau nu să citim această carte, mă întorc în literatura în general motivațională, la unele cărți despre care m-am gândit, altele nu, mai sunt cărți foarte interesante ale spiritualiștilor ruși, mă refer la Lansare, mai ales la Inatengo, nu știți, sau ați auzit de mare vindicător, vindecător, să citim. Unii spun că ar putea afecta credința noastră creștină. De ce s-o afecta? Credința, dacă este în tine, adâncă și profundă, nu poate fi clătinată niciodată. Este bine să știm cum să gândești. Cum gândesc alte culturi, să luăm ceea ce este bun din acele culturi. Nu trebuie să ne temem. Mai ales că facem cu bucurie descoperirea că
aproape bănesc, n-am, pretind că am citit toate cărțile, că aceste cărți își trag esența la învățătura lui Iisus Hristos. De, este foarte bine, Buddha și și Hristos sunt pomeniți aici și în alte cărți de asemenea. Își trag rădăcina, trăiau ideile și fiecare îl dezvoltă din perspectiva și interesul său. Revenim la această carte, este un eveniment, lansarea acestei cărți și tot ceea ce face dumneavoastră, mai ales că cu toată sinceritatea se simte în traducere și în carte, că nu este alt scop decât iluminarea noastră, decât îmbunătățirea noastră ca persoană, mântuirea fiind, deci văzută ce? Ca o iluminare, ca o desprindere de ego-ul nostru care ne înrobește. Vă mulțumesc pentru atenție. Ce admir mai mult la domnia sa, în felul în care vorbește sau în felul în care dictează. Urmează un moment muzical, un mic concert susținut de elevi și foști elevi ai Școlii de Artă Zelice Vidache, urmați de maestru Iulian Arcaș-Bucioffi, care cu talentul și cunoștințele domnii sale, plus experiența dobândită în sutele de concerte susținute de-a lungul timpului în toată lumea, ales să împărtășească elevilor pasionați din tainele muzicii. O să-i dau microfonul pentru că regizorul acestui moment artistic este dumnealui. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc! Avem plăcerea să vă prezentăm în încheierea seratei noastre la Roman patru foarte tineri pianiști rămășcani, patru speranțe ale pianisticii noastre. Ei se pregătesc în cadrul cursurilor de perfecționare pe care noi le ținem la Centrul de Cultură din Budești, la 25 de km de Roman. Sunt câștigători de concursuri naționale și internaționale. Este vorba despre Mariuca Prisecaru, Andreea Ciobanu, Ștefan Buzdugan și Andrei Preda, toți romașcani puri și toți adevărate ambasade ale culturii, școlii și spiritualității romașcane. Acest moment muzical, numai lung de un sfert de oră, va fi alcătuit din patru piese. Mariuca va interpreta de Teodor Ediceanu Breul, Andreea va interpreta o poloneză de Frederic Chopin. În continuare veți asculta pe Ștefanel cu o prelucrare pe care eu am făcut-o pe tema Hora Staccato de Grigoraș Dinicu. Iar în încheierea momentului nostru muzical, Andrei ne va prezenta de George Enescu Tocata Opus 10. Vă mulțumim și vă dorim să vă bucurați de frumusețea muzicii pe care acești copii minunați încearcă să o aducă ca mesaj. Thank you.
Thank you.
dau cuvântul doamnei Camila Schumann, unde a făcut câteva anunțuri. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult că ați venit să fiți împreună cu noi în seara aceasta. Mulțumim domnului primar, doamnei Cristina, care ne-a ajutat foarte mult să organizăm acest eveniment. Bineînțeles, domnului doctor, care ne-a ajutat și ne-a sprijinit de-a lungul acestui proiect, soțului meu, domnul Lilian Trofim, care m-a ajutat să conturez stilul în limba română, tuturor prietenilor care sunt aici prezenți și au venit cu ce au putut în ajutor și în sprijin, copiilor care ne-au încântat încă o dată cu talentul și maestria lor. Bineînțeles că, așa cred eu, nu este întâmplător că suntem cu toții aici în seara aceasta. Fiecare dintre noi are potențialul, șansa și este chemat să devină o lumină mai puternică pentru de la care să se hrănească cât mai mulți. Dorința mea este ca în compasiune să explorăm împreună ce înseamnă să fim cu adevărat umani. Fie ca împreună să privim fiecare situație în care intrăm cu sinceritate, considerație, onestie și o dorință puternică de a crea o lume mai bună. Vă mulțumesc și vă rog să rămâneți în continuare pentru discuții. În sala de alături avem prăjituri și băuturi răcoritoare. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă anunț că autorii cărții, maestrul prin Kathleen Kingdon, vor veni aici în România. Ei sunt într-un, luna aceasta, sunt într-un tur în Europa, într-un turneu în Europa și pe lângă Anglia, Germania, Olanda, au ales să fie prezenți în România, chiar aici, în zona aceasta. Avem aici informațiile necesare. Va fi un workshop de o zi, sâmbătă 1 octombrie. Dacă sunteți interesați, mi-ar face mare plăcere să împărtășim din nou o minunată experiență spirituală. Mulțumim! Workshop-ul este, cum am spus, sâmbătă 1 octombrie, între 9.30 și 16.30. Înainte de sâmbătă, urmează să decidem ori la Centrul Cultural Internațional de la Budești, dar dacă se înscriu foarte multe persoane, vom organiza la Condor, care este la jumătate între Piața Neamț și Roman, și care au o sală de conferințe foarte frumoasă. Înainte de workshop, vine, sunteți invitați la o seară cu tibetanul, așa îi se spunea maestrului când era în viață, îi se spunea tibetanul, care va avea loc sigur la Budești, la noi acasă, și Catherine Kingdon, care este de profesie psihoanalist, va oferi și sesiuni private celor interesați, să afle mai multe despre ei și ce probleme îi preocupă. Toate informațiile sunt aici și vă rog să vă luați un flyer, să vă amintiți. Acestea trebuie spus, nu mă decât să vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cel mai probabil următorul eveniment va fi tot o lansare de carte a doamnei profesor Violeta Negătușu. O să vă anunțăm în timp util. Mulțumim încă o dată și să știți că sunteți întotdeauna bineveniți la Biblioteca Municipală de Gerardul Menilor. O seară frumoasă!